Iubitorii de literatură sunt invitați la o serie de evenimente care își propun întâlniri virtuale între cititor, text și autor. Două nume cunoscute în spațiul didactic și cultural local au pus suflet în realizarea unui proiect care deschide mințile și inimile cititorilor de carte. Într-o toamnă aurie, profesoarele Elena Roată și Cristina Goanță vă invită la o întâlnire virtuală să beți un ceai dulce și cald la Ceaineria Totuși. Într-o perioadă în care iubitorii de literatură au din ce în ce mai puține motive de bucurie, în sensul că întâlnirile cu scriitori consacrați și oameni de cultură sunt destul de rare, vineri, 30 octombrie, la Ceaineria Totuși, elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu, în colaborare cu elevii Colegiului Național Caterina Teodoroiu și, bineînțeles, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Biblioteca Județeană Cristian Tel, vor să ofere tuturor iubitorilor de lectură, de bine, de adevăr și de frumos din municipiul Târgu Jiu și, de ce nu, chiar din toată țara, care vor dori, începând cu ora 15, să se conecteze la o sesiune live pe Facebook, pe pagina Bibliotecii Județene, o întâlnire în cadrul ceinăriei cu scriitoarea Ana Maria Sandu. De ce cu scriitoarea Ana Maria Sandu? Pentru că este absolventă de liceu la Târgu Jiu, la Colegiul Național Spiru Haret, pentru că se reîntoarce acasă, este una dintre scriitorii cei mai cunoscuți din județul nostru, născută la Târgu Jiu, a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București, iar acum, la ceainărie, propune elevilor Colegiului Național Tudor Vladimirescu o discuție despre ultimul său roman. Roman a apărut în 2017, iar elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu sunt cei care vor discuta despre volumul de proză scurtă Pereți Subțiri. Astfel, vă așteptăm să visăm, să ne bucurăm la ceainărie, live pe pagina de Facebook începând cu ora 15. Elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu vor intra în dialog cu scriitoarea Ana Maria Sandu. Beneficiind de sprijinul logistic al colegilor Andrei Stan și Andrei Tila, elevii Ștefania Blidea, Daria Popescu, Clara Trăistaru, Alexandra Voinescu și Alexandru Trifu Urzică vor fi, alături de scriitoarea de origine gorjeană, primii clienți ai ceinăriei care deschide inimile și mințile iubitorilor de lectură. Pătrunde prin pereții subțiri ai mediului virtual și, de ce nu, creează nevoia de bine, adevăr și frumos.